la vama s-au săturat de patul lor de acasă și au pornit din nou către mare, unde au fost primiți cu brațele deschise de fani. Tudor Chirilă le-a dat tinerilor ocazia să se întoarcă în timp, pe vremea când o melodie lentă era momentul cel mai așteptat de băieți pentru a le invita pe fete la un blues. E ceva diferit la mare, dar cred că pentru public poate e diferit, mai ales contextul ăsta al piesei noi, Perfect fără tine, care e legată de mare cumva. Oamenii s-au simțit mișto, cred, s-au distrat. O să fie foarte multe cântări la mare anul ăsta. E ok să te întorci așa în forță și nu putem decât să ne bucurăm de chestia asta. Bineînțeles, trupa a promis că va reveni cât de curând pe litoral.